Și sigur, repet, nu contează cât de mulți oameni vin să afirme o idee. Forța unei idei nu depinde de numărul celor care o susțin. Uneori un singur om poate să aibă dreptate în fața 100.000. Nu numărul dă valoare unei idei, ci forța argumentelor, argumentele în sprijinul acelei idei. Deci nu, aici nu e o problemă de număr sau de numere mari. Este foarte frumos câți au fost aseară la acțiunea din Piața Victoriei. Vă spun, a fost o atmosferă superbă. Am vorbit cu fiecare om de acolo, cred că am abordat pe fiecare în parte. Au venit și cetățeni din Ucraina, au venit și din alte țări, au fost acolo britanici. Deci a fost o atmosferă foarte faină. Oamenii au discutat între ei, am cam înghețat pentru că era într-adevăr foarte, foarte frig. Am făcut fotografii. A fost și un incident despre care o să vorbim, niște tineri, aș spune, care au candoarea lor, dar și o uriașă naivitate, au încercat să ne tulbure acțiunea. S-au gândit ei că e cazul să vină cu niște mesaje anti-NATO la o acțiune care nu avea mesaje anti-NATO. Noi suntem alături de NATO și am afirmat asta de la început, suntem alături de Uniunea Europeană. Dar au venit și niște tineri care aveau niște mesaje anti-NATO. Ei spuneau că sunt pacifiști. Da, sigur, foarte frumos să fim pacifiști. Nimeni nu vrea războiul. Războiul este cea mai mare dintre prostiile omenești. Am mai dat citatul ăsta, Marguerite Yourcenar. Acum, într-o astfel de criză, nu mai poți fi neutru. Neutralitatea îl avantajează pe agresor. Da, și ăsta e un citat. Neutralitatea în atunci când avem de-a face cu o agresiune îl ajută pe agresor. Acum trebuie să fim clar pe o baricadă. Iar baricada aceasta este pro-Ucraina, pro-NATO și pro-Uniunea Europeană. Asta este baricada, categoric. Nu mai încap aici nuanțe. Nu putem spune da, dar nu. Nu merge așa. Nu merge așa pentru că e o naivitate să crezi că lumea o să fie un spațiu al păcii și al libertății fără să aperi pacea și libertatea ferm cu arme. Lumea încă are acești, cât timp vor exista tirani în lumea noastră, cât timp vor exista regimuri tiranice, democrațiile vor trebui să aibă armate mai puternice decât ale tiraniilor. Doar așa ne putem prezerva libertățile și drepturile. Pentru că tiranii vor ataca. Tiranii au logica aceasta a lui Putin, care nu respectă nimic. Nu respectă drept internațional, nu respectă nimic, nici drepturile voastre, nici libertățile voastre. Dacă i-ați sta în cale, v-ar strivi sub șenilele tancurilor lor. Ori acest idealism și această naivitate că să fie pace și să nu mai fie armate sau să nu ne înarmăm, asta deschide calea de fapt pentru pierderea libertății. Pentru că țările noastre ar fi slăbite și tiranii abia ar aștepta să ne invadeze. România a mai stat sub sovietici niște ani, niște decenii, regimurile comuniste de după 45, 47, 48 au fost impuse cu tancurile sovietice, nu printr-un proces democratic, printr-o voință liberă exprimată de către cetățeni. Avem această experiență istorică, traumatică. Generații întregi și-au irosit viețile sub astfel de regimuri. Să vii astăzi să spui, nu trebuie NATO, nu trebuie să fie în România și o să fie pace de la sine. Pace de la sine nu există. Ar fi minunat să existe. Dar noi, în specia noastră, noi așa ne-am construit și e important să vedem realitatea așa cum este ea, nu să ne iluzionăm cu utopii. Realitatea este că specia umană s-a construit prin violență. Am evoluat în acest fel, omorându-ne unii pe alții de foarte, foarte multe ori, rafinând arta războiului, distrugând civilizații, distrugând orașe, distrugând cetăți, anihilând popoare, exterminând popoare. Asta este istoria umanității, o parte a ei, desigur. Și atunci, pe măsură ce a apărut năzuința către libertate și năzuința către democrație,
trebuie să fim realiști și să înțelegem că democrația și libertatea sunt fragile. Și nu pot, dacă atunci când suntem într-o lume în care există tirani puși pe război, nu putem să ne apărăm libertățile fără a fi foarte buni războinici la rândul nostru. Da. Pentru că, din nefericire, ideile, cuvintele, oricât de nobile sunt, nu ajung. Ele pot pieri odată cu noi într-o invazie a unor tirani care sunt lipsiți de scrupule și care nu ascultă de vocea rațiunii. Și care nu respectă demnitatea umană, așa cum am explicat. Da? Și din acest motiv, oricât de neplăcut ar fi, da? Și oricât de puțin ne-am dori să fim foarte buni soldați, este necesar să fim foarte buni soldați. Nu mă refer acum la nivel individual, nu fiecare dintre noi trebuie să fie foarte bun soldat. Dar democrațiile noastre trebuie apărate de cele mai puternice armate ale lumii. Și asta sunt armatele NATO. Dacă nu ar exista NATO, nu ar exista democrație. Da, democrația ar fi învins. Dacă nu ar fi fost democrația americană, Europa ar fi fost învinsă de către naziști. Învinsă de către dictaturi. Fără implicarea americanilor în al doilea război mondial, Europa ar fi fost astăzi probabil o tiranie. Sau oricum, tiraniile ar fi învins în al doilea război mondial. În primul război mondial, de asemenea, Europa a cunoscut sfâșierile acelui prim război, abia odată cu intrarea americanilor lucrurile s-au tranșat și democrațiile au învins cumva imperiile autoritariste. Da. Avem nevoie de idealuri, avem nevoie de idei nobile, avem nevoie de convingeri democratice puternice, avem nevoie să prețuim libertatea, să-i respectăm pe ceilalți, să respectăm demnitatea umană, dar toate aceste valori ale noastre trebuie apărate cu cele mai performante arme, cu cele mai eficiente armate din lume. Dacă nu ar fi așa, ideile noastre nobile, idealurile noastre nobile, aspirațiile noastre la o lume a păcii și a cooperării ar fi distruse de un tiran agresiv. Pentru că se vor găsi tiran agresiv. Acum îl avem pe Putin. Nu știm peste 5, 10, 15 ani sau oricând altcândva în istorie ce alți tirani o să mai apară și ce vor dori ei. Pe cine vor dori să atace. Însă pentru a da o șansă democrației și pentru a da o șansă civilizației noastre, avem nevoie de o societate liberă apărată eficient. Altfel, teroriștii, tiranii, dictatorii, războinicii agresive a acestei lumi ne vor distruge. Pentru că ei asta vor. Pentru ei democrația este un inamic. Ei nu suportă ideea de democrație, nu suportă ideea de libertate. Vor să-și impună voința asupra altora. Democrații nu urăsc pe nimeni. Democrații vor o lume a tuturor, vor o lume a cooperării. Dar există un ceva în noi care vine de foarte departe, o pornire belicoasă înspre a-l subjuga pe celălalt, înspre a-l pune în lanțuri pe celălalt și a-l folosi cum vrei tu, pe care încă o vedem exprimată în acțiunile foarte multor tirani, sau tuturor tiranilor de fapt. Democrația este singura cale de a tempera aceste porniri malefice din om. Pentru că democrația instituie statul de drept, instituie regulile generale și instituie, desigur, și niște măsuri eficiente pentru respectarea acestor reguli. Încalci legile, vei suporta niște consecințe. La fel și în plan internațional ar trebui să fie. De aceea, ideile acestea naive ale unora că NATO n-ar trebui să fie în România să ne apere sau în Europa de Est să ne apere, sunt doar niște utopii. Da.
sunt doar niște utopii și sunt niște utopii nocive, din nefericire. Sunt nocive pentru că abia așteaptă agresorii să zică: da, 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 iar retrăgeți-vă voi de aici, că de restul ne ocupăm noi. Da? Și știți foarte bine, Ucraina ar putea să nu fie singura țintă a lui Putin, ar putea urma Moldova. Și repet, puțin mai încolo, poate după ora, poate în jurul orei 22, o să facem un exercițiu, da? O să facem un exercițiu și o să vă cer opinia, să vă exprimați opinia, cum ați acționa, ce ați face voi dacă ați fi Biden sau dacă ați fi liderul lumii democratice, să zicem, indiferent care ar fi numele respectivului lider. Pentru că întrebarea este anistorică, nu depinde numai de acest moment și de orice altă situație asemănătoare din istorie. Dar sigur, ne vom referi la cazul Ucrainei, pentru că Ucraina e acum lângă noi și este în noi deja. E suficient să deschidem social media sau știrile și să vedem foarte multe știri, foarte multe informații despre ce se întâmplă acolo. Da. Andy Crețu spune: Salamina se pronunță la fel și în greacă. Mulțumesc foarte mult. Excelent. Salamina. La Salamina, căutați pe net informații, este o poveste extraordinară. Cum grecii au fost fantastic de... au jucat extraordinar acolo. Da? Știau că sunt în inferioritate și au căutat o cale pentru a-l induce în eroare pe Xerxes. Iar asta a salvat democrația. Dacă în anul 480, când a avut loc această bătălie, grecii ar fi fost învinși, nu a mai fi avut operele lui Platon, probabil. Da? Pentru că o Grecie ocupată de perși nu ar mai fi avut aceleași libertăți. N-ar mai fi fost acea democrație care să fie un teren fertil pentru atât de multe idei inovatoare. Da? Tiranii nu iubesc creativitatea ideilor, nu iubesc spiritele libere. Grecia antică, însă Atena în primul rând, dar au și alte orașe, cetăți grecești, au construit un mediu favorabil, propice pentru dezbaterile libere și pentru ideile libere. Ăsta a fost miracolul grecesc, exact în acel secol, secolul 5 înaintea erei noastre. Anul 480 este un an cheie pentru că s-ar fi putut sfârși totul acolo, la Salamina, înainte de a atinge culmea culturală și ideatică extraordinară a Greciei de după anul 480, mai încoace. Da? Nu l-a mai fi avut pe Socrate, pe Platon, pe Aristotel, ca mari gânditori. Da? Mari gânditori și cu libertatea de a genera operele extraordinare care ne fascinează și astăzi. Adic 77 ED: nu sunt deloc de acord cu reacția Rusiei, dar nu cred că a fost și provocată de această reacție de către NATO SUA. Nu cred asta. Nu cred asta pentru că nu este prima dată când Rusia se manifestă în mod agresiv față de țări din jur. Și nu poate fi discutată în termen de provocare o dorință democratic luată, democratic asumată, de către un stat independent și suveran, după cum am explicat mai devreme. Dacă ai un stat independent și suveran și el decide într-un fel, nu avem ce comenta. Că vrea să se alăture NATO și Uniunea Europeană, nu avem ce comenta. Un politician înțelept rus de astăzi ar fi trebuit să spună: wow, ce fain, uite, ucrainienii vor să intre în NATO și UE. Și noi vrem. Hai și noi. Hai și noi, pentru că, uite, Uniunea Europeană e un spațiu al comerțului liber, e un spațiu al liberei circulații a persoanelor, e un spațiu al libertății, al prosperității. Avem problemele noastre în Uniunea Europeană, desigur, nu idealizez nimic, nu vreau să idealizez și nu trebuie să idealizăm, trebuie să ne menținem critici în democrații. Da? Democrații ne menține spiritul critic. Criticăm în permanență lucrurile cu care nu suntem de acord și încercăm să le retușăm, să le rezolvăm. Dar, în linii mari, Uniunea Europeană este un proiect de succes. Este un proiect care oferă
cea mai mare libertate și cea mai mare prosperitate din istoria Europei. Tuturor țărilor membre. Da? Oferă șansa cel puțin. Sigur, noi aici ne chinuim mai mult din nenumărate motive. Le discutăm și țin de clasa noastră politică, poate de niște percepții la nivel social nu tocmai bine fundamentate, să zicem, de un soi de tradiționalism care ne cam ține pe loc, dar și România a prosperat de când am intrat în European. PIB-ul țării a crescut foarte mult. Nivelul de viață în cifre a crescut foarte mult. Sigur, noi percepțiile noastre despre cum trăim noi astăzi sunt subiective și putem fi nemulțumiți. Dar democrația are drept trăsătură principală nemulțumirea. Da? Mulțumesc foarte mult. Are trăsătură principală nemulțumirea, dar iată, e un moment să le mulțumesc celor doi care au utilizat opțiunea de super chat, Florin. Da? Mulțumesc foarte mult, Florin, și îți răspund imediat care este povestea celor din Ucraina. Erau refugiați? Da. Da. Da, deci persoanele din Ucraina care au venit aseară erau venite în România acum, după începutul războiului. Sunt în contact cu ele, sper să vină și joia viitoare. De aceea vă întreb, poate dați-mi pe chat cine vrea să participe joia viitoare. Facem o nouă acțiune, ora 17:30, Piața Victoriei. Sper să fie aceeași atmosferă foarte, foarte faină. Mulțumesc de asemenea I Am Dead, da? Pentru super, super, super chat. Da? Vedem și un GIF acolo care zboară ca un soi de Superman. Bun. Așadar, dacă ne asumăm, dacă vrem o lume a cooperării, o lume pașnică, atunci trebuie să respectăm reguli la nivel internațional. Dacă nu ținem cont de regulile și de respectul față de suveranitatea și independența unei alte țări, atunci nu vom avea o lume a păcii. Nu va fi posibil, pur și simplu. Nu avem cum. Ori avem un soi de ordine mondială bazată pe reguli, ori avem un soi de ordine, așa zisă ordine mondială, care de fapt e o dezordine mondială, în care cel mai puternic se impune asupra altora și le spune ce să facă sau ce să nu facă. Sunt doar aceste două opțiuni, atenție. Deci ori avem niște reguli generale, fiecare țară decide pentru ea, prin proceduri democratice sau proceduri interne. Da? Voința poporului se exprimă prin vot, prin referendum sau vot și acea țară își stabilește singură traiectoria în anumite structuri internaționale sau în afara acelor structuri. Iată, Marea Britanie, sigur, e un vot deplorabil după părerea mea, dar tot prin vot a decis să iasă din Uniunea Europeană. A fost o decizie suverană a acelei țări, asta e. Nu ne place, n-a fost o decizie înțeleaptă, dar a fost o decizie luată democratic. Sigur, influențată de propaganda rusă, știți foarte bine, au fost manipulați atunci masiv pe social media. Dar dincolo de asta, a fost tot o decizie suverană a unei țări, care a ieșit din Uniunea Europeană. Ucraina vrea să intre. Da? Ce ne făceam dacă Rusia ataca Marea Britanie să nu iasă din Uniunea Europeană? Da, de ce nu? Dacă Rusia spunea, păi cum să iasă Marea Britanie din Uniunea Europeană? Nu se poate așa ceva, îi bombardăm, îi atacăm, îi cucerim dacă vor să iasă. Da? Deci, ori avem o ordine internațională în care fiecare țară își stabilește direcția singură prin proceduri interne democratice, ori, în absența unei astfel de un astfel de respect față de reguli internaționale, atunci nu ne rămâne decât varianta ca fiecare țară să facă ce dorește. Și cele mai mari și mai puternice sau mai militariste sau mai imperialiste să cucerească tot felul de alte teritorii, după bunul plac, cum face acum Putin. Sunt doar aceste două opțiuni, nu avem și o a treia. Nu avem și o a treia și nu avem cum să... Trebuie să fim realiști. Trebuie să ne uităm la lumea noastră așa cum este ea. Cu ce e bun și cu ce e mai puțin bun. Dar, repet, singura cale pentru a tempera brutalitatea asta moștenită de milenii, zeci de milenii, sute de mii de ani, da? Pentru că violența asta vine dintr-un trecut extrem de îndepărtat. Nu e Putin primul invadator. Nu e primul.
El are doar genele foarte multor altor invadatori din trecut. Da? Și genele astea sunt în fiecare dintre noi. Ele pot ieși la suprafață într-un anumit context. De-aia vine aici înțelepciunea democrației. Pentru că democrația la nivel de stat înțelege asta. Înțelege că dacă oricare dintre noi ar avea prea multă putere, ar sfârși prin a-i domina pe ceilalți, prin a se comporta în mod tiranic față de ceilalți. Și aici e înțelepciunea democrației, care împarte puterea. Nu o lasă să fie concentrată în mâinile unuia sau a câtorva. La fel, la nivel internațional, nu putem lăsa ca un stat care se înarmează până în dinți să poată să facă orice. Că atunci nu mai avem ordine internațională, de fapt. Avem o dezordine, avem un bun plac. Și așa au acționat și Hitler în trecut, așa au acționat toți cei din trecut care au pornit războaie. Hitler, Stalin, Putin sunt cei mai cunoscuți, că asta e, sunt mai apropiați de noi. Și e o întreagă literatură despre ei și sunt pomeniți foarte des. Dar întreaga istorie a fost în felul ăsta. Da. Noi moștenim niște atitudini, niște comportamente care presupun o înclinație către violență, către barbarie, către uciderea celuilalt, către cruzim față de ceilalți. Asta a fost istoria umanității și trebuie să o cunoaștem și să o înțelegem. Și așa poate fi la nesfârșit. Putem trăi astfel de orori și peste 100 de ani și peste 1000 de ani în spațiu, pe coloniile spațiale sau cine știe pe unde vor fi oamenii atunci. Dacă nu ne autodistrugem acum, repede, că e momentul potrivit. Adică acest război din Ucraina poate foarte ușor să escaladeze spre conflict nuclear.